trasee de roller coaster, după cum vedeți, cum robotul pune o comandă. Uite, îl vezi? Uite. Ia pe Jonuțul, că a venit supa. Ia vezi Jonuțul, uite așa ceva. Am comandat noi asta? Bang, bang, bang. Vă dai la mână Jonuțul. Dar sincer, parcă un pic disappointing. Ia uite Jonuțul, cum vine. Ăsta e zălea. Nu ți se pare cringulescu? Bang. Merry Christmas, you filthy animal! Îți cu bună dimineața! Rirari, rari, rari! Am ajuns într-un final, Jonuțule, la Roller Coaster Restaurant, care nu este ce v-am prezentat în daily vlog-ul de zilele trecute, pe care l-am închis din fața roller coasterului interior, care ăla chiar e roller coaster pe bune. Acolo chiar nu-ți vine nicio mâncare, sau dacă îți vine, în cel mai rău caz îți vine înapoi, Jonuțule, exact. Predictable, Cori din spatele camerei îmi prezicea gluma de dinainte. Yes, I am predictable, cam 600 de ani și îmi știți glumele de 7 ani de YouTube, fraților. În februarie facem 7 ani de YouTube. Nu-mi vine să cred cum trec anii. Da, yes, 7 ani de YouTube și vreo 5 de daily vlog, dacă nu chiar 6, nici mai știu. Cred că n-am postat mai mult de un an de zile rar până când ne-am decis să facem daily vlog. Anyways, vă dați seama, întreaga noastră viață este acolo, alături de voi. Când am nevoie de ceva, doar trebuie să-mi amintesc titlul. Acolo e un pic mai dificil. Roller Coaster Restaurant este în Prater Park și dacă vreți să veniți să-l vedeți, de ce nu? Ne gândim că este ceva interesant. Încercăm să vă arătăm lucruri interesante, catchy, distractive. Hai să mergem. Deci Jonuțul este senzațional ce se întâmplă. În spatele meu sunt toate toboganele, toate roller coasterurile pe care mâncarea vine. Este senzațional, tot restaurantul este numai trasee de roller coaster, după cum vedeți. Mai este și la parter încă o parte. Uitați-vă cum arată roller coasterurile, uitați-vă cum se învârt toate roțișoarele. Oricum o să tragem și niște cadre în 50 ca să avem în detaliu această frumusețe de restaurant. Aici avem meniul, Jonuțule, care înainte să venim părea a fi un meniu destul de restrâns, dar ce credeți? Nu! Este un meniu cu de toate, fraților. Pentru început am mers așa, pe varianta. Fiți atenți aici. Supă cremă de usturoi, garlic cream soup. Am luat și clasicul baked schnitzel fingers, pentru că vrem să comparăm schnitzelele din toate părțile Vienei, Jonuțule. În continuare, iarăși îmi plouă în gură, am luat niște almond balls. Zice așa: 12 potato balls in a crispy almond flake breading. Sperăm să nu fie congelături și sincer vă spun, mai important de orice este să nu fie congelături schnitzel fingers-urile alea, pentru că având în vedere că este un restaurant care este într-un parc de distracții, am oare și care temeri. Luăm prima partea comenzii, am comandat și câteva cocktailuri non-alcoholice, Jonuțule, pentru că suntem extrem de curioși cum poate să vină cocktailurile pe un astfel de roller coaster fără să se verse. Și acum uitați-vă, fiți atenți în depărtare, uite cum robotul pune o comandă, uite, îl vezi? Uite, pune comanda pe roller coaster, iar comanda după aceea vine de pe tobogan până la masa la care trebuie să ajungă. Vedeți robotul ăla, da? Uite-l pe robotescu, cum face treaba, Jonuțule. Mi se pare foarte cool ce se întâmplă aici. Nu pot să spun neapărat că acești roboți influențează și calitatea mâncării, dar dacă vreți să vă distrați, dacă vreți să vedeți altceva, dacă sunteți cu cei mici și vă interesează să-i distrați atunci când stau la masă ca să mănânce cât trebuie, Jonuțule, eu cred că ăsta e un loc foarte interesant. Uitați-vă în primul rând cât de frumos sunt așezate toate mesele și gândiți-vă că, într-un fel, nu știu cum, nici nu-mi dau seama, mâncarea oare se oprește în dreptul fiecarei cifre sau se duce până în capăt și cifra respectivă se ridică și ia comanda. Nu înțeleg. Mi se pare senzațional, oricum totul este extrem de robotizat, iar eu abia aștept să văd cum ajunge la masa noastră prima comandă, și anume supa cremă de usturoi. Ia pe Jonuțule, că a venit supa. Mamă, da, așa, hardcore, să ridice pe ăla. Adică, like, m-am și speriat un pic. Și vine ea. Ea așa a venit, ca să ne înțelegem, da? Jbang. Dar oare trebuia să sară de acolo? Bă, și la borcan, nu pot să cred. Uitați-vă cât de caterinc arată. Ăsta să fie cocktailul non-alcoolic. Bă, mi se pare cool, dar parcă mă așteptam și eu la niște borcane mai... Parcă nu ca la bunica în cămara aceea, nu? Am văzut că blipăie, deci în momentul în care îți vine comanda, astea blipăie. Nu vă faceți griji, pentru că noi acum prezentăm restaurantul, dar vom sta geană pe masă ca următoarea comandă să o putem prinde de când pleacă de la roboțel. Dar sincer, parcă un pic disappointing. Ideea este că am comandat 3 cocktailuri diferite. 2 la fel eu și Eddie și unul diferit Cori. Cum îmi dau seama care e? Cred că a avut o etichetă la un moment dat, dar acum nu mai are. Ok, revenim. Ia uite Jonuțule cum vine. Hai să vedem care e faza. Am aflat și ce se întâmplă. Porții. Bă, dar ăsta e mai șmecher prins, mă, nu înțeleg. Care e mai norocos de atâta? Fii atent. Ah, nu, mă, s-ar putea să fie o chestiune diferită. De ce ăsta este cald? Al tău era cald? Nu, frate, e supa. Și de ce supa a venit cu... Uite, mă, și are și un de-ăsta. Uite, mă, Klausner creme supe. Asta e supa de usturoi. Deci, vezi, cred că fiecare ar trebui să aibă eticheta asta. Uite așa. Acum nu mi se mai pare atât de ciudată situația. Ia veniți să vedeți cum arată. Eu cred că aici roller coaster-ul e toată combinația. Ia fii atent, sunteți pregătiți? Nu ți se pare cringulescu? Mamă, știi cum miroase? Mamă. Ia mă, stai să o amestec. Bine, mă gândesc că poate trebuie amestecată. Deci are și crutoane, are totul în ea direct. Chiar mă întrebam, bă, cum ajung lucrurile fără să se strice? Ia.
Wow, show de lumini, fraților, uitați-vă un pic. Cafia are 45 de minute, ia să vedem. Ah, masa aia se bani. Și acum l-a dat și la o parte pe ăla, înțelegeți despre ce e vorba, da? Așteptăm să termine jocul de lumini și revenim. Mamă, Zăluță, ce bine mă aici, mă? Bă, dar așa multe am comandat. Ah, da, mă, da. Acum am amintit că am comandat și Almond Paul și Chicken Fingers. Jonuțule, mai prindeți doar un sfert din această supiță cremă de garlic, care, fără răutate vă spun, că nu e vorba despre mâncare aici, am presupus-o de când comandam din meniu. Cred că este la plic. Dar e bună. Am mâncat-o și pe reel, am mâncat-o și în pauzele de reel, Jonuțule. Dacă vreți să vedeți cum a ieșit reel-ul, intrați pe Instagram, eu sunt Dorian. Probabil că o să încercăm să sincronizăm cumva toată frumusețea. Supa cremă de usturoi merită încercată. Mm. Și între timp ne-au venit și toate felurile de mâncare și am înțeles un pic și cum funcționează toată treaba. De ce? Prima oară aveam aici suportul ăsta gold din care am scos supa și mă gândeam, zic, mă, cum faci? Pur și simplu îl învârți tu cu mâna în jurul acestei bare de fier până când el ajunge în coșul de gunoi, pentru că dacă vreți să vedeți, aici teoretic Jonusul este zona în care ajung toți suporții purtători de mâncare de la masa asta. Și eu am crezut că tu trebuie să-l rotești cu mâna până când ajunge aici și cade în coș, dar nu, greșit, m-am uitat și eu la masa vecină. Cum crezi că faci, Jonusule? Stați mai întâi ca să vedeți, să vă arătăm, să nu credeți că vorbim din povești. Deci, e mâncărica. Hai să vedem și cum arată. Ce avem aici? Mama, asta este ciabata cu usturoi. N-arată rău. Hai să gustăm pe loc, că nu am răbdare. Bă, bune, departe de a fi făcute acum repede la un cuptor de cineva, eu cred că sunt lucruri prea încălzite. Am început și eu de lumini. Revenim. După cum vă spuneam, Jonuțule, am luat pauza, pac, a venit iar jocul de lumini, am continuat reel-ul, așa este când faci content, trebuie să fii gata să te mulezi pe orice situație. Bună ceabata asta cu usturoi. Nu suntem conștienți cât de veridică este treaba cu făcutul în spate în bucătărie, dar important e că am înțeles că în spatele roboților există niște oameni care se prepară. După cum vă spuneam, mergem mai departe pe unboxing. Ia, ce avem aici? Wow. Deci astea sunt schnitzel fingers. Credeți că sunt congelate sau făcute? Pă bune, scrieți la comentarii. Așa când te uiți în el și nu dau seama, parcă n-arată congelat. Hai să râs, dar la gust nu e așa rău, Jonuțule. Nu-mi dau seama de ordinea în care vom pune aceste vloguri, dar dacă am apucat deja să mergem la restaurantul ăla de fițe numit Lugek, nu-i foarte departe ce șnițelescu, de ăla de 30 de euro. În orice caz, o chestie pe care vreau să o împărtășesc și cu voi e faptul că ei servesc șnițelele cu lămâie. Nu neapărat ieșit din comun, dar noi nu prea mâncăm șnițele cu lămâie. Ia să vedem dacă tot suntem aici, a vorba lucrurii. Ia vezi, Jonuțule, de așa ceva nebunie să vă facem poftă. Normal că bun, doar că sunt obișnuit să pun lămâie pe peștele pane. Îmi seamănă mai mult acum cu un shallow pane sau cu un dorado pane, Jonuțule, bun. Mergem pe mai departe, pentru că vă spuneam că vom arăta la sfârșitul acestei duble și cum scap de toți suporții ăștia de mâncare, da? Ia, aici ce avem. Mamă, ce bine arată, ce s-a stea, mă, mâncățești? Am comandat noi asta? A, bă, fraților, da, mă, am văzut și la Lugek. Oamenii ăștia mănâncă șnițelele cu niște cartofi care seamănă foarte mult cu salata noastră orientală. Primul sentiment pe care l-ai atunci când bagi în gură cartofii ăștia? Aia sunt. E ceva. Sosul is not good. Nu se supere cineva pe aici. E așa, arată foarte mișto. Sunt exact cartofiuri, de fapt salată de cartofi. În partea cealaltă era servită cu baby spinach. Aici văd că au niște cepuța mea, căzjonule. Dar nu, sosul is not good. No. Bun. Mergem mai departe. Totuși am comandat jumătate din meniu. Ați văzut cum am făcut o pasta, Jonuțule? Zici că am deschis hâțul cu o mână. Pac. Bun. Și last but not least, stați niște știți oricum o să comandăm. Uite-le, bă. Buletele de cașcaval, bă, băiatule. Lovesc din nou. Râde Cori în continuu de exprimarea mea cu buletele de cașcaval, zice că seamănă cu exprimarea de la o nuntă sau de la un botez. Am spus-o la gălada alea, golada alea, cum le cheamă pe golancele alea de la KFC, și de atunci mi se pare că e gluma mea. Bulete, frate, așa se numesc. Când, dacă ești dinozaur, astea se numesc bulete, nu guda, nu muda, nu puda. Ia. Astea sunt almond balls alea, care teoretic ar fi niște bulete cu cartofi și cu migdale, Jonuțule. Nu pot să zic că sunt rele, dar sunt în stare să-mi pun și lanțul și ceasul în joc, că tot ce aici este congelat. Eu sunt în stare, adică să vin în bucătărie și să văd eu că cineva prepară buletele astea cu cartofi și migdale. Nu rău la gust, încă o dată, repetăm, e o chestie pe care o faci pentru experiență. Și acum hai să ajungem la partea mult dorită, pe care voiam să vă arăt de atâta timp. Deci, fiți atenți, bă, sunteți gata? Bă, sunteți gata de... Ce mă mai încerc aici, suntem la noi acasă. Oamenii au făcut poze cu noi, este senzațional. Deci, fiți atenți, eu credeam că trebuie să-l duci cu mâna așa, până acolo și zic, bă, ce aștept, învârț în jurul mesei ca tâmpitul. Nu, frate, e mult mai smart de atât. Take a look, uitați-vă. Bang. A rămas unul hanging, în orice caz. Asta e ideea, Jonuțule, acum că trebuie să te mai duci și tu și să-l ajuți pe ultimul, nu e o problemă. Foarte cool, extrem de entertaining și cu jocul ăla de lumini, Jonuțule, și cu tot ce se întâmplă aici, eu zic că e o chestie care vă poate distra și vă poate scoate din cotidian lejer. Mergem mai departe cu desertul, Jonuțule, să vedem cu ce ne mai jucăm. Deci uitați-vă cât de tare este, frate, ăla este robotul care de acolo, de pe
lane-ul ăla unde produsele vin preparate, o să vă arătăm imediat de unde vin. Ia produsele, le pune pe lane-ul care se aduce produsul la masă. Cu siguranță are un algoritm informatic care îi comunică la ce masă trebuie să pună produsele. Și uite așa, uite cum muncește, mult la tata. E drept, am auzit că în spate, după cum vă spuneam mai devreme, sunt oameni care muncesc și încălzesc preparatele, adică nu este totul robotizat. După ce sunt încălzite genuțele în bucătărie, preparatele sunt puse pe lane-ul ăla, ele vin pe acolo și urcă către robot, iertați-mi cacofonia, exact pe toboganul ăsta argintiu genuțele. Și aici sunt roboții pe care vi-am arătat mai devreme. Bă, e o glumă, e funny, pare o joacă, dar vedeți că aici e multă muncă să funcționeze totul și algoritmii sănătoși informatici, nu vrăjeală. Plus că mă gândesc că fiecare track de ăsta trebuie verificat. Am observat când am pus mânuța că fiecare... Ia uite-l cum a venit. Ai impresia că îți dă în cap când vine genuțele. Efectiv, zici că sare de pe track-ul ăla, pentru că ce crezi, vine cu viteză destul de mare fiecare produs. Și după cum vă spuneam, cred că este nevoie de foarte multă atenție și mentenanță la aceste tobogane, ca toate produsele să coboare așa cum trebuie, pentru că dacă pui mâna un pic pe ele, observi că sunt ușor uleiate. Deci ele trebuie să fie unse ca să funcționeze. Deci, stimați frați, pentru că nouă ne place să comandăm din meniu tot ce e cu joacă și cu emoții și cu nebunii, am văzut Corio din asta, gen varianta de la cluburi din alea unde cochis plătesc ca să le cânte piesa aia de We Are The Champions sau ce mai cântă ăștia pe la șampanile alea scumpe. Noi în varianta de copii am găsit așa: a piece of birthday cake, whipped cream sparkler, light show. Și am întrebat, ia uite, e vegetariană, Jonuțule, stai așa, ține-te bine. Și am întrebat, zic, excuse me, light show înseamnă cu happy birthday song? Și mi-a spus da. Pentru care dintre voi? Zic, for me. M-am simțit așa, zic, ca și cum ar fi ziua mea. Și după aia zic, bă, stai puțin, să nu dau ca și cum e ziua mea, că nu e ziua mea. Dar mi-am amintit că în intro-ul acestui vlog am vorbit că în curând vom împlini 7 ani de YouTube. Bă, 7 ani de YouTube nu sunt de oriunde. Vă mulțumim pentru ei. Așadar, această piece of birthday cake cu happy birthday și cu light show care o să vină în curând este și pentru voi, este și pentru mine, este și pentru Cori, este pentru toată lumea care a pus o bucățică de umăr, de cot, de suflet în acest canal de YouTube, Jonuțule. Așteptăm să vină birthday cake-ul și când începe show-ul, începe. Ladies and gentlemen, ziorle, ceva în austriacă, e ziua canalului Dorian Popa, almost 7 years, dar n-ați auzit voi, vă spun eu, vă traduc ce nu s-a auzit. Oh! Yeah, yeah! Bă, dai un happy birthday remix, ești nebun? Îmi displace. Și scrie și pe ecran, Jonule. Thank you, my friend. Bă, dai la mână, Jonuțule. Bă, deci vezi, atât de special situația încât nu vine pe roller coaster, Jonuțule, vine la mânuță. Vreau să vă întreb un lucru și să fiți cât se poate de sinceri. Sunteți dintre cei care se simt un pic stresați atunci când este ziua lor? Căci dacă da, vă spun o chestie. Scrieți la comentarii dacă sunteți de ea. Ar trebui să ne, de ce spun persoana întâi plural, ne, pentru că și eu mă simt stresat când este ziua mea. Ar trebui să ne prefacem mai des că ziua noastră este în alte zile, Jonuțule, pentru că ce crezi? Acum un roller coaster din 1000 mai sare de pe traseu, se mai duc suflete la Dumnezeu. Ăsta a fost un roller coaster din 1000 cu mâncare care a sărit de pe traseu, slavă cerului, dar bine că nu a fost cu oameni. M-a speriat. După cum vă spuneam, vorbeam de persoana întâi plural, ar trebui să ne prefacem mai des că este ziua noastră când nu este, Jonuțule. De ce? Pentru că m-am simțit bine. Chiar m-am simțit bine acum, deși nu e ziua mea. Bine, urmează să fie ziua YouTube-ulescului. Au venit băuturi de toate normă, iau, deci noi ne-am speriat că nu înțelegeam cine a comandat, dar sunt mai mulți la masă. Da, Jonuțule, și după cum vă spuneam, oricând o fi ziua noastră, Doamne ajută. Important e că la doar 8 euro, cum s-ar spune, super ofertă, nu-i reclamă, fraților, imaginați-vă. Primești și birthday cake, și frișcă, și bomboane, și show de lumină. Și cred că dacă ne chinuiam puțin, putea să ne scrie și numele pe ecranele astea. Hai cu cinste, revenim. Înțeleg că nu-i de ajuns că l-am plătit, trebuie să-l și gust. Which is bad, că eu nu mănânc ciocolată, Ciuruțule. 3, 2, 1... Vezi că nu-i rău, abia așteptat cu eu am făcut greșeala. Am făcut exact ca în Asia Express sau ca în Sunt celebru, scoate-mă de aici. Acolo niciodată nu spui ce nu-ți place, pentru că vor auzi producătorii și în secunda 2 ce se va întâmpla. Și când a venit am zis, zic, ce n-aș pachet din ciocolată, zic, eu nu mănânc ciocolată. Normal că a prins camera și a spus, dar nu trebuie să guști. Dar ce crezi, e bun, iau și a doua gură. Jonuțule, nu înțelegeam că am văzut acolo ce se întâmplă cu combinația și apăsam în continuu pe ăsta, dar nu se întâmplă nimica. Și nu înțelegeam, eu mă așteptam să se învârtă oala asta, zic, cum ar fi să se învârtă oala asta? Și o să vorbesc în timp ce se învârte, dar de fapt apeși acolo, acolo sus e o cameră și îți face o poză în oalicioaica asta. Ideea este alta. Pune și o oală la ieșire, s-au gândit oamenii ăștia să pună, să-ți faci o poză. Cam asta înseamnă marketing de calitate și știți că printre rânduri și prin toate cateringile pe care le prezentăm aici pe canal, încercăm să vă transmitem de fiecare dată, acolo unde avem ocazia, și mesaj interesant din spatele poveștii, Jonuțule. Uite, un business făcut cu cap, cu gând și cu suflet. Ai și oala la ieșire și mai mult de atât, congelate sau necongelate, dar prețul chiar că ne confirmă, 56 de euro, a fost toată nebunia. I-am lăsat și eu 8,57 euro.
spus, bă, marcă 65, pentru că așa mi se pare normal, n-avea tips includit. Cu 55 de euro ne-am distrat aici, 3 inși, am comandat de săpăcerile și prăjiturile și mâncărică și și uite ce frumos a fost. Revenim cu încheierea de afară. Ia vezi, bă, băiatule, că a fost foarte frumos și plecăm cu un zâmbet până la urechi de larg, Jonuțule. Cam atât de astăzi. Până una alta, nu uitați să subscribe, Dorian Popa, și să prindeți cotopelul, pentru că în fiecare zi cu surile, trâmbițe, gălăgie și idei nebune de genul acesta, noi suntem aici înspre a face zilele mai frumoase și a vă aștept necmeasă cu zâmbetel în colțul guriței. Nu uitați să dați follow pe Instagram, Corile V, eu sunt Dorian, follow pe Spotify, Dorian Popa, like pe cel mai obosit om Facebook și de asemenea, nu uitați să aveți o zi, o cafeluță, o săptămână și niște sărbători mirobolante! Merg mai departe, departe de toate, țin capul sus și las problemele în spate. Merg mai departe, 7 zile din 7, că viața mi-a spus ce altul e pus deoparte și